Ce păcat pentru gazde, pentru pierderea lui Filopiști, Van încă din minutul 14. El era în mod normal executantul acestei lovituri libere. Dacă, evident, s-ar fi aflat în teren, așa Tandia a preluat rolul de playmaker și va încerca o centrare șutată pe cadrul porții lui Răzvan Pleșca. Tandia cu mult efect și robinsonada acolo a lui Răzvan Pleșca. Surprinzătoare execuția pe colțul scurt, cel care era apărat și de zid. Pretențioasă această lovitură liberă, modul cum a executat-o, evident. Încă un corner, un duel aerian acolo. Pleșca a ieșit salutar de pe linia porții și a reușit să blocheze tentativa lui Usman Viera. Din nou corner, Tandia la aceeași primă bară, dar trebuie să alternezi. Altfel, schemele sunt ușor de ghicit de către adversari. Frumoasă această acțiune a lui Sato, care își pune din nou echipa în atac prin această minge lungă. Oh, este Simonovski acolo, care reia din mijlocul careului peste bară.